să fie casa unde ochii tăi, zi și noapte zilnic vor primi. Aici să fie casa unde frații tăi, rugăciuni laude vor veni, atunci când va veni aici Oh,
cer nu poți ajunge dacă nu ești pregătit și dacă ai împărtășie, este nu l-ai absolvit. Noi cântăm acum ce au citit fratele Remus, nu? Ce plăcut și ce dulce să locuiască frații împreună. Asta e părtășirea, să locuim împreună. Aș vrea acum nici o gură să nu tacă. Toți să-i cântăm lui Dumnezeu, să ne deschidem inima, să fim bucuroși, să fim în prezența lui Dumnezeu și știți cum să se audă. Așa să se audă cum eu îmi imaginez că odată când vom cânta cântarea aceea minunată, va fi un sunet așa ca un vuiet. Aleluia! Vuietul acela se audă în biserică, pentru că Dumnezeu i-a răscumpărat și merită să-L lăudăm din toată inima. Amin. Să cântăm cu toții, părtășie, părtășie, binecuvântată ești! Oh,